Cum vi s-a părut acest meci, domnule Ciutura? Exact cum a așteptat. Un meci în care s-a așteptat o luptă până la sfârșit meci, cam toate meciului împotriva Bacău a fost așa. Astăzi am avut puțin și noroc la sfârșit, dar cred că am meritat victoria de astăzi, că am stat tot meciul în conducere, am avut și 2-3 goluri. Bun, la sfârșit niște decizie de masă care pot să discutăm, dar asta e jocul, tot e handball. Eu, în primul rând, vreau să felicit băieții pentru anul care am făcut. Suntem foarte bine în tabela și le doresc o dignă plăcută, că avem acum până la 4 februarie, să întoarcem cu sănătos. Ce crezi că a făcut această diferență de numai un gol? Păi, diferența, puțin cred că la sfârșit nu am reușit, am avut 3-4 goluri și nu am reușit, nu am avut sânge rece, zic eu, la acțiune în 1-1 care am dorit se facă și am stat tot timpul în pasiv. Bacău a pins până la sfârșit, a luptat, vreau să felicit și echipa Bacău a luptat până la sfârșit, dar zic că n-am avut lucidez, cum se zice, lucidez la ultime acțiuni. Unde sper să termin cu CSM Focșani campionatul, având în vedere locul pe care îl ocupați acum? Da, suntem pe locul 6, cred, rămânem pe locul 6 sau 5, nu știu acum exact. Obiectivul nostru e meci la meci, victorie după victorie, asta e cel mai important. Nu avem un obiectiv, așa zic, pe podium sau ceva de genul, dar eu cred că trebuie să terminăm în primul 6, va fi un castig pentru noi. Mulțumim, succes!